frunzulițe, frunzulițe de sus ai pezelelițe, pezelițe cu te dai, frunzulițe, frunzulițe de sus ai pezelelițe, pezelițe cu te dai. Interpreta de muzică populară Zinaida Bolboceanu a anunțat că va candida pe circumscripția uninominală numărul 35 Căușeni din partea Partidului Democrația Acasă. Acesta și-a înregistrat grupul de inițiativă pe data de 4 ianuarie și deocamdată încă nu a fost înregistrată oficial în cursă. Contactată telefonic, interpreta a spus că nu are de gând să renunțe la scenă din motiv că nu vrea să trăiască doar din salariul de deputat. Dacă acolo mi-or da, cum să zic eu, nu se știe ce salariu avea, eu merg și îndeplinesc orice muncă, eu inclusiv și fizică. Dar eu n-am visat nici în visul cel mai rău vreodată că aș putea să merg să mă ocup cu politica, în mod direct. Și lăutarul Nicolae Bodgros vrea să ajungă deputat. Inițial însă acesta a apărut alături de Pavel Filip atunci când Democratul a anunțat că va candida pentru circumscripția din Strășeni. Nu pot să trec să fiu indiferent față de poporul meu, care m-a aplaudat 40 de ani, să știu că țara noastră acum este la răscrucea unui lucru foarte important, unde trebuie să punem fiecare semnătura. Însă, la câteva săptămâni, el a decis să candideze independent pentru circumscripția 42 din Cantemir. El deja a fost înregistrat oficial în calitate de concurent electoral. Printre cei înregistrați pe aceeași circumscripție sunt și Elena Bacalu de la PDM, Vladimir Țurcan de la PSRM și Vasile Lupașcu de la Șor. L-am contactat telefonic pe Nicolae Bodgros, acesta însă a spus că se află peste hotarele țării și ne-a cerut să revenim mai târziu. Și interpreta Silvia Grigoriev vrea să ajungă deputat. Badea din jara de jos, badea din jara de jos, un cătare rușinos de noaptea pe la tri. Grigoriev este și consilier în CMC din partea socialiștilor. Acum ea candidează pentru fotolul de deputat tot pe listele PSRM. Am încercat să obținem un comentariu din partea interpretei, ea însă a refuzat să vorbească la telefon. La telefon eu nu dau comentariu. Doamnă, mă iertați, dar mie mi se pare asta, de unde cunosc eu cine sunteți dumneavoastră? Poate sunteți un provocator. Alegătorii au însă păreri împărțite despre implicarea artiștilor în politică. Unii consideră că aceștia nu ar trebui să țintească spre legislativ. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, там, где он умеет хорошо и лучше всех делать. Парламентарии должны быть профессиональные, там юристы, экономисты. А артиста, соответственно, свое искусство должен дарить народу. Будьте здоровы. Каждый должен заниматься своим делом, так считаю я. Потому что есть люди, которые разбираются в политике. Но, с другой стороны, они могут входить в какие-то советы, давать предложения парламенту, президенту. А самим лучше петь, танцевать и выступать. Мое такое мнение. Место искусства, сцена. Noi nu politică. Alții însă consideră că oamenii de artă se pot descurca bine atât în scenă cât și în fotoliile de deputați. Если люди чувствуют себя вправе. Знаете, я вам хочу сказать, что, наверное, любой человек может быть депутатом. Артиști ar face față în parlament. O să se descurce? Da, de ce nu? Ești artist. Artistul este artist. El poate să și danseze și să facă toate cele, eu am vedere. Eu mă gândesc că spate numai decât. Nu este pentru prima dată când artiștii râvnesc la funcțiile de deputați. În primul parlament, printre aleși, erau mai mulți cântăreți, scriitori și oameni de artă.